Revăd. Pentru multe persoane, obezitatea duce la probleme de sănătate grave. În lupta cu virusul SARS-CoV-2, diabetul, problemele cardiace sau alte boli asociate cu supraponderabilitate au fost factori decisivi. Din păcate, statisticile nu ne clasează foarte bine atunci când vine vorba de stil de viață sănătos și avem o rată mare de obezitate. Profesor dr. Cătălin Copăescu, chirurg de excelență în chirurgia obezității, ne spune ce măsuri pot lua cei pentru care kilogramele în plus sunt mai mult decât o problemă estetică. Obezitatea este o boală. Nu este o problemă de voință, ci este generată de o exagerare a senzației de foame. Obezitatea înseamnă acumularea excesivă a țesutului adipos într-un organism. Orice exces de țesut adipos ar putea afecta funcțiile organismului nostru. Mergem către un calcul procentual asupra compoziției corpului, care ar trebui să conțină, sigur, și țesut adipos, dar și masă slabă, mușchi, oase, structuri care sunt necesare existenței noastre. Evidența obezității nu este un simptom. Îl vedem de la ușă care are multe kilograme, dar nu este simptomul bolii. Simptomul bolii este foame exagerată. Iar celălalt simptom binecunoscut este sațietatea întârziată, adică se satură greu un astfel de pacient. În primă fază, specialiștii recomandă un calcul simplu, care poate fi făcut chiar și în propria locuință, fără ajutorul medicului, pentru a vedea dacă există risc de obezitate. Știind care este înălțimea noastră, putem face un raport, care se numește indice de masă corporeală și care e foarte simplu de calculat, se împarte greutatea la pătratul înălțimii. Și atunci obținem o valoare care se exprimă în kilograme pe metru pătrat. Și obținând o valoare care este până în 25 de kilograme pe metru pătrat, putem spune că suntem în zona de normalitate. Peste 25 indice de masă corporeală se cheamă supraponderal. Dacă avem peste 30, se cheamă deja obezitate. Și aici sunt subclase până în 35, obezitate de gradul 1, adică o formă mai ușoară. Între 35 și 40, obezitate de gradul 2, peste 40 de kilograme pe metru pătrat, avem obezitate morbidă, pentru că deja la acest status se adaugă suferințe ale corpului. Atenție! În anumite situații poate să nu fie suficientă doar proba cântarului și calculul indicelui de masă corporală. Când studiem compoziția corporeală, vom vedea că procentul de grăsime din corpul, din organismul respectivei persoane este 40% sau 50%, când normalitatea ar trebui să fie 25%. Și atunci avem o situație în care obezitatea este prezentă, deși cântarul nu o arată și urmează să se instaleze datorită excesului de țesut adipos. Țesutul adipos în exces se asociază cu o serie lungă de afecțiuni. Și decurg, nu neapărat în ordine, problemele respiratorii, obosim mai ușor, nu se poate oxigena organismul așa cum trebuie, problemele de aparat locomotor, încep să ne doară articulațiile, spatele, pentru că greutatea este exagerată, apar hipertensiunea arterială, apar diabetul zaharat, insulinonecesitant sau nu. E vorba de diabetul zaharat de tip 2, care afectează 300 de milioane de cetățeni în lume. Apar modificări hormonale, apar modificări de funcții ale organelor noastre. Iar în 2020, pe lista de riscuri s-a mai instalat unul, SARS-CoV-2. Obezitatea afectează astăzi un număr enorm de persoane. Discutăm de peste 700 de milioane de persoane care au obezitate. Pandemia COVID-19, care a găsit o populație vulnerabilă. Pentru că, da, persoanele cu obezitate au șanse mai mari să dezvolte forme grave ale bolii COVID,
și mai mulți dintre cei infectați ajung în terapiile intensive. Dar de ce este un pacient cu obezitate mai vulnerabil decât ceilalți? Pentru că prezența excesivă de țesut adipos în organism creează un mediu de inflamație cronică care alterează răspunsul organismului la prezența virusului. Pe de altă parte, știm că pacienții cu obezitate obosesc. Capacitatea de respirație este limitată. Există însă o soluție pentru persoanele care se luptă de mult timp cu kilogramele în plus. Avem nevoie de un tratament eficient care să poată controla simptomele bolii și dintre soluții cele conservatoare au în timp rezultate modeste. Știm asta, e nevoie de multă voință, de multă activitate fizică, să fim foarte atenți la ce și cum și cât mâncăm. De departe însă cel mai eficient tratament pentru controlul obezității este chirurgia metabolică. Cea care reușește să controleze prin resetarea sistemului digestiv. Pacienții vor mânca mult mai puțin, fără să se simtă frustrați că mănâncă mai puțin, vor fi consumate din rezervele care deveniseră prin prezența lor exagerată nocive în organism și încet, încet funcțiile reintră în normalitate. Și mai departe, poate ceea ce este și mai important, este urmărirea pacientului în cadrul acestui program pentru o perioadă nedeterminată.